apreciat în acest proiect toate activitățile care au avut legătură cu Photo Voice, pentru că e un instrument pe care nu-l știam, nici nu auzisem de el. Și intenționez să utilizez acest instrument la clasă și în proiecte, pentru că e un instrument care dezvoltă creativitatea, spiritul artistic și creează atmosferă de poveste. Deși predau fizica la școală, am fost foarte încântată să particip la acest proiect pe teme europene, am mai avut câteva și la școală. Ce am apreciat cel mai mult a fost faptul că elevii, studenții, profesorii, coordonatorii proiectului au lucrat împreună. Activitățile au fost interesante, elevii au aflat lucruri noi despre problemele actuale ale Uniunii Europene, ce înseamnă să fii cetățean european, care sunt drepturile și obligațiile în același timp, ce presupune de fapt a fi cetățean participarea la acest proiect mi s-a părut o șansă extraordinară în momentul în care am auzit despre acest proiect, despre unitate, despre Uniunea Europeană, având în vedere că și am ocazia să predau elevilor despre Uniunea Europeană. Iar în ceea ce privește temele, elevii au fost foarte bucuroși și au colaborat. Au avut șansa să arate fiecare ce pot în proiectele pe care le-au elaborat, în special pentru ei noutatea și pentru noi a fost ședința acestea de Photo Voice, în care ei au trebuit să facă fotografii și să spună povestea, ceea ce și pentru mine și pentru ei a fost o noutate. Și în legătură cu tema, noi deja avem în derulare la școală un proiect despre diversitate, despre multiculturalitate în Transilvania. Prin urmare, a fost o șansă să arate și ce au făcut și ce mai au de învățat. Mai ales că sesiunea noastră de comunicări vizează multiculturalitatea în Transilvania și educația pentru toleranță. Nu poți să spui nimic despre celălalt în momentul în care nu-l cunoști. Ca urmare, suntem cu toții la fel. Și am învățat că este bine să trăim într-o lume colorată, nu numai alb-negru. Acest proiect, atât pentru mine, ca și cadru didactic, cât și pentru elevi, a fost o experiență, așa, din secret. Din punctul meu de vedere, ca și profesor, pe lângă cunoștințele legate de Uniunea Europeană, eu fiind profesor de geografie, în momentul, pe parcursul proiectului, am mai acumulat și alte informații neștiute de mine până în momentul de față, sub alte aspecte. M-am întâlnit cu anumite aspecte noi și pot să exemplific aici, cum ar fi photovoice-ul, a spune, o metodă de a spune ceva despre o imagine, a povesti o fotografie. Mi-a plăcut foarte mult această metodă și la fel a constituit și o provocare pentru elevi. Activitatea la acest proiect mi-a oferit ocazia de a cunoaște noi colegi, atât din sistemul preuniversitar, cât și cel universitar. Și cu ocazia aceasta s-a creat un spirit de echipă. Deci, pe plan relațional, am avut ocazia de a cunoaște colegi de valoare, foarte implicați și dornici de a introduce noi metode în activitatea didactică. Pe urmă, activitatea aceasta a presupus și implicarea elevilor, care nu au fost o parte pasivă, ci au devenit foarte activi în cadrul proiectului. Proiectul despre care discutăm aici, pentru mine a reprezentat dintr-un început o provocare, în sensul că am fost încă de la început alături de inițiatorii proiectului, din prima fază acestuia, și anume faza de concepție, ca să spun așa. Mi s-a părut provocatoare ideea în momentul în care mi-a fost expusă. Provocatoare pentru că
atingea două ținte pedagogice și didactice, și anume formarea competențelor cheie la nivel european, în special competența legată de achiziții pe linie moral-civică și societală, și pe de altă parte dezvoltarea metodologiei didactice de predare acestor informații legate de Uniunea Europeană, metodologie mult îmbunătățită cu metodele activ-participative, așa cum le numim în acest moment. Proiectul a furnizat însă mai mult decât mă așteptam eu în raport cu faza inițială. A furnizat frumoasă relaționare între membrii echipei și grupul țintă. De asemenea, a furnizat beneficii atât pentru grupul țintă, cât și pentru toți cei care au avut de-a face cu proiectul, au luat contact cu acest proiect. Beneficiile au venit spre cadrele didactice prin faptul că fiecare a fost puțin pus în postura de a medita asupra ceea ce înseamnă transmiterea informațiilor legate de Uniunea Europeană și de a-și îmbunătăți modalitatea în care realizează acest aspect. De asemenea, segmentul probabil cel mai câștigat din proiect au fost elevii, care elevii au fost foarte bucuroși să realizeze ceea ce aveau de realizat în cadrul proiectului, și anume materialele pentru Photo Voice. Mi s-a părut o propunere interesantă acest Photo Voice. Au fost curioși, în primul rând, să vadă cum se lucrează într-o astfel de metodă. Au pus-o frumos în practică și au ieșit niște lucruri minunate. Știu că în una dintre sesiunile proiectului chiar ne întrebam cum au reușit să lucreze atât de frumos și să facă imaginile expresive și prin calitatea lor, dar și prin textul pe care l-au asociat imaginii ca mesaj pe care doreau să-l transmită. Așadar, proiectul cred că este o reușită și poate găsim o formă de continuare a acestuia într-o modalitate în care să ținem aproape aceste segmente, și anume învățământul preuniversitar și învățământul universitar, ca un câștig pentru ceea ce înseamnă postura noastră de cetățeni europeni. Unul dintre obiectivele proiectului Learning is in School a vizat realizarea unui manual care să fie un instrument de lucru pentru elevi, pentru elevi și pentru profesorii de liceu, prin care să se familiarizeze cu noțiuni despre Uniunea Europeană, instituțiile, modul de funcționare a acesteia, lucruri interesante despre multiculturalitate, despre principiile care stau la baza Uniunii Europene, promovând în același timp ideea de toleranță și de multiculturalism cu focus pe situația din Transilvania. Momentan suntem în cadrul sesiunii de workshop care o să aibă loc 3 zile la Cluj și în urma acestuia o să finalizăm volumul Learning EU at School, manual care o să fie folosit ulterior de către profesorii de liceu, atât din liceele din Cluj, dar și din școlile generale, dar și de către profesori din alte școli, din regiunea Nord-Vest, dar și din alte regiuni de dezvoltare. În cadrul proiectului Learning EU ABC at School au fost implicați în egală măsură atât nivelul universitar, cât și profesor, elev provenit din mediul liceal, respectiv gimnazial. Important în cadrul acestui proiect a fost sesiunea de Photo Voice, o metodă care a stârnit interesul elevilor datorită flexibilității pe care îl oferă metoda în sine. Momentan ne aflăm în prim proces de selectare a fotografiilor, urmând ca acestea să fie distribuite către profesori și către elevi pentru inserarea unui mesaj. Unul din componentele importante ale proiectului Learning EU's ABC School a fost promovarea multiculturalismului în Transilvania. Una din chestiune foarte interesante în această temă a fost sigur că da și problematica romă și situația lor în secolul 20-21, fapt pentru care eu împreună cu colegii mei, studenți doctoranți, am avut ocazia să spunem câteva pagini despre această chestiune. Salut, mă numesc Gabriel și am fost foarte, foarte încântat când
am ales să particip la un astfel de proiect și cu siguranță voi participa și la proiectele viitoare. Am avut o experiență de neuitat, ca să spun așa, în sine crearea proiectului, lucrării mele și bineînțeles și a colegilor, fiindcă până la urmă am ales să lucrăm în echipă ca să alegem cele mai bune fotografii, cele mai bune povești, ca să dăm lumii un rezultat care să-i atragă cât mai mult și care să aibă un efect mare. Salut, mă numesc Sergiu. A fost prima dată când am participat la un proiect de acest gen. Mi-a făcut o mare plăcere și, pentru că am lucrat cu profesorii, am învățat lucruri noi și, cel mai esențial, consider eu, am învățat ceva despre mine, despre cetățeanul european. Bună, numele meu este Ioana. Este primul an în care am participat la un proiect de acest gen. Pentru mine, Photo Voice-ul a reprezentat o metodă de a transmite un mesaj prin intermediul unei fotografii. Pentru mine, Photo Voice a reprezentat ocazia de a observa activitățile tineretului din exterior. Numele meu e Diana, mă bucur că am avut ocazia să fiu implicată într-un astfel de proiect și în urma Photo Voice-ului am învățat mai multe despre ceea ce înseamnă să fii lider european și, în primul rând, am învățat să corelez și să exprim în cuvinte ceea ce am surprins într-o fotografie. Alex și este prima dată când particip la un astfel de proiect și mă bucur că am făcut alegerea de a mă implica, deoarece prin intermediul Photo Voice am descoperit o nouă modalitate de a explora lumea, mai exact fotografia. Ziua, numele meu este Aprodan Maria. Proiectul Photo Voice a fost ceva foarte important pentru mine, captivant, deoarece nu a fost prima dată când am participat la un asemenea proiect. Totul a decurs ca o poveste, pot să spun, pentru mine. Împreună cu cadrele didactice și cu colegii am format o echipă, lucru care este cel mai important, pot să spun. Iar faptul că comunicarea a fost liberă, am putut să ne alegem fiecare tema prin care să ne exprimăm povestea. Bună, numele meu este Larisa și, deși am mai participat la multe proiecte de acest gen, Photo Voice a fost o experiență extraordinară. Mi-am dat seama că prin fotografie pot să mă exprim și pot să spun o poveste. Bună, mă numesc Ana Maria. Este prima dată când particip la un asemenea proiect. Mi-a plăcut foarte mult ideea de a te exprima și altfel prin fotografie, care poate fi privită ca o modalitate de exprimare atât intrinsecă cât și extrinsecă, ce se manifestă simultan. Și mi-a plăcut foarte mult și echipa cu care am colaborat. Numele meu este Marciana și este pentru prima dată când am participat la un proiect de acest gen. Cel mai mult mi-a plăcut faptul că am putut să mă exprim în mod indirect prin fotografie. Bună, mă numesc Bianca și este prima dată când particip la asemenea proiect. Mi-a plăcut foarte mult, deoarece mi-am dat seama că o fotografie simplă poate avea până la urmă anumite înțelesuri ascunse și poate deveni intriga unei poveste. Ziua, mă numesc Coman Alexandra și consider că proiectul Photo Voice a fost unul dintre cele mai frumoase și creative proiectele care am participat pe parcursul acestui liceu. Mi-a plăcut foarte mult deoarece mi-a oferit oportunitatea să dezvolt și să promovez totodată tradiția, portul românesc, care este printre cele mai bogate și diversificate bogății ale neamului nostru. Eu am avut de susținut și de abordat tema multiculturalismului transilvanian, motiv pentru care proiectul acesta a fost printre cele mai creative. Bună, mă numesc Ioana. Photo Voice pentru mine a fost o experiență frumoasă, care m-a ajutat să-mi dezvolt latura artistică și este partea care mă reprezintă cel mai bine. Bună, numele meu este Alexandra și aș vrea să spun că acest proiect mi s-a părut foarte interesant. M-a ajutat să-mi dezvolt latura creativă și consider că m-a ajutat foarte mult deoarece tema pe care am avut-o a fost identitate națională versus identitatea europeană. Mi s-a părut foarte interesant din punct de vedere sportul care l-am practicat eu, deoarece este foarte folositor faptul că ne-am integrat noi ca și națiune în comunitatea europeană. Ziua, numele meu este Diana și consider că acest proiect reprezintă un drum spre un viitor mai bun, deoarece tinerii au posibilitatea să se exprime în mod direct prin intermediul acestor fotografii. De asemenea, ei pot să sugereze anumite lipsuri ale acestei societăți, fără să fie condamnați că au anumite păreri bune sau greșite. Bună ziua, numele meu sunt Diana.
Am participat la proiectul Photovoice pentru că m-a ajutat să-mi dezvolt natura creativă și din punctul de vedere al fotografiei. Pornind chiar și de la sloganul, o imagine face câte o mie de cuvinte. Într-adevăr, o imagine poate transmite chiar mai mult decât am putea exprima prin cuvinte, pentru că este mai bine să vezi ceva decât să... Poți să forma o idee mult mai bună de văzând ceva decât doar dacă ți este explicat. Bună ziua, mă numesc Lucur Bogdan și Photovoice a fost o șansă pentru mine ca să dezvolt latura creativă. Cu ajutorul acesta am văzut cum se integrează România în Uniunea Europeană și m-a ajutat foarte mult pentru că am văzut la ce nivel este Uniunea Europeană în comparație cu România. Stimați colegi, sunt profesor Adrian Ivan, sunt directorul Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană și în 2014 am obținut prin concurs un grant al Uniunii Europene care se numește Learning EUC ABC at School, Education for Democracy, Citizenship and Diversity, Youth4EU, un program destinat învățării ABC-ului Uniunii Europene în școli. E un program care s-a derulat pe o perioadă de 2 ani de zile, aproximativ 2 ani de zile, a început la 1 septembrie 2014 și s-a terminat la 29 februarie, se va termina la 29 februarie 2016. E un program destinat mediului preuniversitar, dar și mediului universitar. E o punte de legătură dintre universități și licee, între universitar și preuniversitar. Scopul lui este acela de a introduce bunele practici în predarea disciplinei construcția europeană în școlile românești, în liceele românești. Am avut un dialog foarte structurat și cu eficiență, am spune eu, destul de ridicată în ceea ce privește transmiterea cunoștințelor despre construcția europeană colegilor noștri profesori din liceele din Cluj. A fost un program cu siguranță despre care se va auzi, pentru că el va genera foarte multe cursuri opționale în liceele din Cluj. Mulțumesc!